O adolescentă olandeză și-a împlinit visul de a deveni cea mai tânără navigatoare care face ocolul lumii singură la bordul unei nave cu pânze. Laura Decker a acostat ieri pe insula San Martin din Antile, de unde ridicase ancora cu un an și o zi în urmă. Tânăra în vârstă de 16 ani și 4 luni a bătut astfel recordul deținut din 2010 de o australiană care încheiase ocolul lumii la aproape 17 ani. Pentru a-și începe călătoria, Laura a trebuit să lupte cu justiția olandeză, care i-a interzis să plece și chiar a pus-o sub tutelă pe motiv că își asumă riscuri prea mari. Ea a câștigat însă procesul în apel.